cred că am tras intro-ul ăsta de 6-7 ori. Sincer. De fiecare dată e diferit, de fiecare dată mai adaug sau mai scot ceva, dar rămâne, ADN-ul rămâne același. E vorba de storytelling în povestea asta ce urmează, dar mi-am dat seama că de fiecare dată când îl trăgeam, am tras într-un parc, într-o cafenea, pe o bancă, l-a răsărit, l-a apus, în fața mării, tot felul de chestii. Și mi-am dat seama că lipsea ceva, lipsea asta. Lipsea chestia asta pe care o fac de câțiva ani încoace, de vreo 4, 5 ani, 6 chiar. Lipsea încă ceva. Lipsea componenta asta, exprimarea genei mele de storyteller. Pentru că despre asta e vorba în mini-documentarul ăsta. E vorba de nevoia mea de a spune povești, o nevoie născută undeva în urmă cu vreo 35 de ani, într-un apartament din Piatra Neamț, cu bunica, care îmi citea dintr-un comic book Teen Titans. Și pentru mine era ceva incredibil să citesc poveștile alea cu acei eroi. Mi se părea că era mai îndepărtat de realitatea mea decât orice putea să existe la vremea respectivă. Atât de impresionat am fost. Și a activat în mine nevoia, dorința, cheful, pofta de a spune poveștile astea. De a spune povești, de fapt. Și problema mea a fost că în Piatra Neamț, în anii 90, nu puteai să ai preocupări de genul ăsta, nu puteai să fii, eu vreau să fiu un scriitor. Nu, aveai alte preocupări, erai Adidas și mingile, copiii joacă, fetele, altele erau preocupările mele. Deși încercam eu să mă scriu o poezie, poate mai făceam nu știu ce la vârsta respectivă, dar realitatea este că gena asta de storyteller a fost îngropată complet. Până când, după ce mi-am îndeplinit celelalte nevoi și am simțit că da, am ce-mi doresc, ea s-a reactivat, a revenit în viața mea. În urmă cu vreo 4-5 ani, când am făcut încă ceva. Pentru că simțeam nevoia să vorbesc despre povești. Dacă nu le scriu, măcar să vorbesc de ele. Cam asta era ideea. În schimb, întotdeauna în spate mai vine, fă-mă un scurtmetraj, scrie și tu ceva, o poveste acolo. Dar există și o frică. Pot? Voi reuși? Cât de greu e? Ce va spune lumea? Etc., etc. Așa că am zis că e momentul, înainte de orice, să vorbesc cu un prieten drag, Marian Coman, care a făcut de toate în domeniul ăsta al autorului. Și a pornit de când era hiper greu, super greu, și a ajuns până aici. A publicat mult, e foarte cunoscut, e foarte cumpărat de publicul său, bineînțeles. Și am spus că dacă mai sunt și alții ca mine care au gena asta de storytell și nu știu cum să o apuce, cum să o dea, s-ar putea să-i ajute mini-documentarul ăsta. Așa că, dragii mei, dacă vreți să descoperiți cum e să fii autor în România, ăsta e clipul pentru voi. Ăsta este filmul pentru voi. M-a întrebat cineva de curând dacă aș putea să recomand o carte unui copil care nu are poftă de mâncare. Când eram mic, nu aveam poftă de mâncare. Eu n-am știut ce-i foamea până prin facultate, când singurătățile mele de pe la Iași am dat și eu cu stomacul de foame și eram foarte nelămurit, îmi amintesc foarte clar asta, ce senzația din stomacul meu. Așa că i-am și spus domnișoarei chestiunea asta, că n-aș putea să recomand o carte cuiva care nu are poftă de mâncare, dar cred că din lipsa asta de foame și din faptul că obișnuiam în vacanțele de vară să stau foarte mult la țară, am descoperit lectura și am început să citesc foarte mult. Mi-am amintesc că prima carte care m-a fermecat efectiv a fost Insula Misterioasă de Jules Verne. Sămânța aceea de fantastic injectată foarte puțin în romanul lui Jules Verne m-a fermecat efectiv.
m-a dat pe spate. Și apoi, al doilea roman care mi-a creat senzația asta și m-a făcut dependent de lectură, a fost un iancheu la curtea regiului Arthur, de Mark Twain. Este prima carte în care am dat de călătoriile în timp. Un american din epoca lui Mark Twain se întoarce la curtea regelui Arthur. Și am zis, băi, cum poate face literatura chestia asta? Cum poți să călătorești în timp, în diverse etape ale istoriei? Cum îți poate construi lucruri care nu există, cum e marele submarin al capitanului Nemo? Și ăsta sunt eu, în fond, știi? Toată fascinația asta copilăroasă, aproape, pentru lumi care nu există sau există doar în mințile scriitorilor și ale cititorilor, sau se nasc în mințile cititorilor mai întâi pentru a lua ființă efectivă abia în mințile cititorilor, cred că ăsta sunt. Și de ce ai simțit că trebuie să faci asta? O lungă perioadă în literatură nu vedeam altceva decât vedeam, spre exemplu, în filme, doar că era mult mai mult decât un film pentru mine, pentru că era un film pe care îl construiam cu mintea mea, dar nu visam într-adevăr să scriu sau să fiu scriitor, pentru că aveam o altă pasiune mult mai arzătoare, care era desenul. Până în perioada adolescenței, de fapt de când eram mic și în perioada adolescenței, tot ceea ce citeam se traducea după aceea în tot soiul de exerciții cu tușul pe hârtie și până pe la 16 ani, până la 17-18 ani, am desenat la modul cel mai serios. Adică am avut expoziții, am publicat grafică. Primul lucru pe care l-am publicat a fost un desen, când aveam 16 ani. Doar că eu nu am făcut un liceu de artă și asta m-a dus cumva în punctul în care să realizez că nu reușesc să țin pasul cu cei din generația mea care desenau, cu care începuserăm să participăm la expoziții împreună, să concurăm la diverse concursuri de grafică și mi-am dat seama că ei, deși poate începuseră cu un pas în spatele meu, ajungeau deja mult mai în față și am realizat că nu pot să urmez drumul ăsta, dar cumva simțeam nevoia să-mi scot lumile, personajele din cap, toate lucrurile astea. Și am încercat să scriu foarte timid, scria mai mult pentru mine, nu îndrăzneam să arăt cuiva. Până într-o zi când un autor pe care îl prețuiesc și acum foarte mult, deși nu mai există, Mihail Grămescu pe numele lui, a venit la Brăila la un soi de festival literar și a locuit pentru două nopți la mine acasă. Și am arătat prima mea povestire, care se numește Drumul spre Iad, și m-a încurajat foarte mult și el a fost primul text pe care l-am publicat apoi într-un suplimen literar de la Iași. Și tot atunci am câștigat primii bani din literatură. Și mi-am zis, wow, asta vreau să fac toată viața mea de acum înainte. Vreau să găsesc o cale să trăiesc din literatură. Și așa, atunci am ales, probabil. Cum vezi tranziția asta de mediu? Simți că prin tranziția sau prin dezvoltarea cărții în diferite medii, cartea câștigă, scriitorul câștigă, sau de fapt îndepărtarea tradițională ăsta va crea o problemă pe termen? Da, eu nu cred că va exista cu adevărat o îndepărtare. Eu cred că poveștile în sine vor coexista în diverse medii. În fond, contează mediul prin care se transmite informația. Contează informația, în cazul nostru, povestea. În urmă cu câteva mii de ani, oamenii scriau poveștile pe pietre, în interiorul piramidelor. Faptul că nu se mai scrie pe pietre nu este o tragedie. Totul în jurul nostru este poveste, de la visele noastre până la filmele, la cărțile, la jocurile, la narațiunile politice pe care le ascultăm, inclusiv la știri. Totul este poveste, în fond. Felul în care ea ajunge la public, mediul în care ea, prin care ea se propagă e mai puțin important. În urmă, iarăși spun, cu mii de ani, nici măcar pietre nu aveam. Poveștile se spuneau în jurul focului. Și cred că va fi nevoie întotdeauna de un povestitor, indiferent de felul în care își va spune poveștile. Asta, de vorbă cu Marian despre chestia asta mai mult timp, de mai multe ori, de altfel. Avem foarte multe podcasturi pe canal pe chestia asta. Despre ce înseamnă să fii autor, despre ce înseamnă să fii autor în România, despre cum împaci mediul, pasiunea
și nevoile pe care le ai. Marianne foarte, foarte multe ori îmi spune, băi, trebuie să-mi iau o vacanță ca să pot să scriu. În același timp îmi dau seama că nu poate să-și iau o vacanță pentru că mediul nu-ți permite. Și asta în contextul ăsta în care lumea se schimbă, metamorfoza asta constantă a mediului, care pur și simplu impactează, că vrem, că nu vrem, felul în care se vor scrie cărți de azi înainte. L-am întrebat și pe el de mai multe ori de-a lungul anilor când apar audiobook-urile aia românești și au apărut între timp și a lucrat foarte mult la un proiect care se ocupă de asta. Și am întrebat ce simte, cum simte, cum va putea autorul, cum va putea cel ce trăiește această experiență, cel ce suferă pentru carte, cel care o creează, cel care o varță pe hârtie, cum va aborda în viitor el acest nou mediu. De foarte multe ori lumea crede că nu e nevoie, că va fi ok, că schimbarea nu vine cu schimbări. Realitatea este că schimbarea vine indubitabil cu schimbări. De aceea l-am întrebat și pe Marian ce părere are despre noul val de audiobook-uri, dacă Amazonul a dezvoltat acest nou mediu care a crescut indubitabil și a crescut consumul. Problema este că e ușor de piratat. Ce o să facă? Cum o să facă? Ce se va întâmpla în viitor cu cartea? Pentru noi și pentru el, pentru autor. Sunt tentat să spun că nu e treaba scriitorilor să fie preocupați de lucrurile astea, dar realitatea mă contrazice. Există un autor foarte cunoscut în zona literaturii fantasy și science fiction, Brandon Sanderson, spre exemplu, care a scris o novelă împreună cu Mary Robinett Cowell, The Original se numește, scrisă special pentru a fi ascultată. Novela respectivă nu se găsește în alte medii tipărite sau pe ecranele calculatoarelor, este doar o novelă în format audio. Așa că e posibil ca anumiți autori să își găsească aici o nișă, cum de pildă anumiți actori își găsesc aici o nișă și devin foarte specializați pentru voice-over și pentru a fi narator de cărți audio. Știi, eu cred că literatura în momentul creației este o aventură solitară. Când scrii, spre deosebire de alte arte, dar și semănând cu alte arte, cum este desenul, spre exemplu, în momentul în care scrii, faci lucrul ăsta de unul singur. Ești tu și demonii tăi și tu îți spargi capul acolo să-ți pui povestea cât mai bine poți. Acum, posibil ca, așa cum era și în exemplu anterior, ca unii autori să-și gândească poveștile pentru a fi citite. De altfel, în ceea ce mă privește, când scriu, sunt foarte atent ca frazele mele să aibă o anumită melodie, cuvintele să armonizeze într-un fel anume. Și pentru asta îmi citesc apoi singur textele cu voce tare. Și sunt foarte atent la felul în care ele sună când sunt citite cu voce tare. Dar sunt convins că, pe de altă parte, sunt și autori care nu au nevoie asta, că le este îndeajuns să-și audă cuvintele în minte și ele se înșiruie într-o anumită logică, nu neapărat să sune într-un fel anume. Depinde așadar de fiecare autor în parte. Însă, în același timp, cred că industria în sine, pe măsură ce se va dezvolta, mă gândesc la editurile care vor produce audiobook-uri, la început în spațiul occidental, vor fi foarte atente la diverse tipuri de creații care se vor potrivi mai bine unui mediu audio. Și atunci va fi și aici o selecție. Așadar, cred că vom asista în viitor, e posibil să mă înșel, la din ce în ce mai multe novele ori romane scrise în primul rând pentru mediul audio. Că ele vor avea și variante în mediul digital, electronic, cel de cărți sub formă de e-book sau cărți tipărite, dar ar putea să fie secundare, așa cum în momentul de față mediul audio este unul secundar. După discuția asta mai generică asupra industriei, eram foarte curios de cum a ajuns Marian, de fapt, să fie de la pasionatul Marian Coman, la autorul Marian Coman, când a simțit-o el, de fapt, când și-a dat el seama
că da, asta este cu adevărat ceea ce vreau să fac, dar nu la nivelul de copil, puști, ci mai degrabă la nivelul de adult. Când și-a dat seama că ok, fundația aia pe care am pus la cele trei cărămizi inițiale, am adăugat încă un rând și a ținut, și încă un rând și a ținut. Pentru că aici a fost problema mea principală în copilărie sau în tinerețe. N-am avut încredere că asta e ceea ce pot face mai departe. Mulți mi-au spus, da, ești foarte creativ, ești nu știu cum, ești nu știu ce, dar nu am crezut în fundația respectivă. Și sunt curios ce l-a făcut pe el să creadă în fundația lui. Cred că mi-a fost oarecum clar după ce am publicat prima mea povestire, cum îți ziceam, că ăsta e drumul meu, știi? Cred că, știi, dacă, în general eu sunt o persoană agnostică, nu îmi pun problema divinității, e undeva departe povestea asta, nici nu cred că există, nici nu cred că nu există, cum s-ar spune. Însă, în ceea ce privește literatura, am o abordare mistică. Mi se pare că mi-e un dat aici, că anumite întâlniri nu sunt întâmplătoare, că sunt providențiale, că anumite momente din viața mea sunt făcute special pentru a construi drumul ăsta. Și de asta lucrurile au început să-mi fie clare la un moment dat, când am întâlnit niște oameni, îți povesteam despre Mihail Grămescu și numai pe el și pe Michael Hăulică și o smedenie de scriitori care au pus câte ceva în mine la un moment dat. Și atunci lucrurile au devenit cumva clare, doar că deși știam unde trebuie să ajung, știam ce îmi doresc, nu știam exact care e drumul, fiindcă vezi bine, în România e mult mai complicat să-ți împlinești visele de tipul ăsta, care vin în zona culturală, mai ales că nu există un sistem foarte clar sau nu era pe vremea aia. În ultima vreme, să spunem că a devenit mult mai ușor să-ți publici o carte. Toate marile edituri din România au colecții de literatură română contemporană. Da, când autorul nou. Uh-huh. Da? În primul rând, stai. Deci tu ai simțit că vrei să fii scriitor de la început. Da. Cum ți-ai confirmat că ești scriitor? Au ajutat momentele în care am publicat. Mai întâi povestiri în tot soiul de reviste, premiile pe care le-am luat pe la tot soiul de concursuri literare, au și ăsta rolul lor de a te încuraja. Și apoi întâlnirile cu tot soiul de scriitori prin cenacuri. Eram adolescent, apoi student, când mergeam la întâlniri literare cu, chiar pe zona asta de literatură SF și fantasy. Era o perioadă în care în România erau vreo 40 de cluburi și cenacluri de SF. Era o moștenire venită de dinainte de 89, când toate aceste clubulețe erau încurajate de Uniunea Tineretului Comunist să existe. Firește, eu n-am prins perioada aia. Ce-ți spun eu, se întâmpla în anii 90, către finalul anilor, pe la mijlocul anilor 90 și finalul anilor 90, dar rețeaua asta de cluburi era o moștenire venită de dinainte. Nu exista nimic politic în toată povestea asta, dar erau oameni foarte faini care erau racordați cumva la ce înseamnă literatura SF și fantasy la nivel național și la nivel internațional. Participau la tot soiul de convenții europene de SF și așa mai departe. Pentru mine au fost importante momentele astea, pentru că am dat nas în nas cu critica literară, așa cum se făcea ea în interiorul acestor cluburi. Acum
prăfuite cumva și desuiete, dar atunci aveau farmecul lor. Mă duceam în tabere de creație, unde se scria literatură de gen. Existau fie cenacluri în plan local în orașele respective, care organizau zilele cenaclului cu Asar, spre exemplu, sau și se adunau oameni din fandom, cum se autoproclamau ei, la aceste întruniri. Mi-am amintesc de o întâlnire de la Baia Mare, dacă mă înșel, un RomCon, o convenție românească de science fiction, unde au venit vreo 300 și ceva de oameni. Taberele de vară de la Capidava, o insulă de pe lângă Cenavodă, de pe Dunăre, adunau și ele sute de participanți în fiecare vară. Toate lucrurile astea au contat. Ce pierdea, din punctul meu de vedere, toată mișcarea asta SF din România era tocmai o viziune profesionistă asupra genului. Era foarte fun să te vezi, era foarte hippie aproape totul, însă nimeni nu își punea problema, ok, cum să devin un scriitor. SF încotro. Da, și cum să devin un scriitor mai bun, ce trebuie să fac ca să ajung la nivelul la care sunt scriitorii din plan internațional. Ori pe mine mă frământa asta, mi-am închipuit mereu zona literară ca pe o chestie profesionistă în care funcționează o industrie, unde editurile sunt niște companii care au rolul de a scoate profit. Înțelegeam foarte bine toate lucrurile astea, poate și pentru că aveam din nefericire și un background în zona economică, fiindcă părinții mei au insistat să fac un liceu economic și nu un liceu de artă, cum îmi doream eu, așa cum îți povesteam. Și atunci înțelegeam cum se învârt lucrurile, înțelegeam, e bun spus, înțelegeam. Aveam așa o idee. Toate lucrurile astea au contat de-a lungul vremii, pentru că cred că m-am format în felul ăsta și apoi când au apărut oameni care au gândit în același fel ca mine, am simțit nevoia să fiu lângă ei. Așa s-a întâmplat, spre exemplu, cu proiectul Harapal Continua, o revistă de benzi desenate, realizată de Mihai Ionașcu și o echipă de oameni foarte, foarte faini, foarte inimoși, dar și foarte profi ca abordare. Și m-am alăturat lor ca scenarist și a fost cea mai plăcută perioadă din viața mea de autor, fiindcă vreme de 3 ani de zile chiar am fost full-time writer, adică mi-am împlinit visul ăla de a fi scriitor profesionist în România și doar asta făceam. Am scris sute de pagini de scenarii de benzi desenate, două romane, povestiri și așa mai departe, în două universuri construite inițial în bandă desenată și apoi am migrat unul dintre ele și în zona de proză. Mișcarea apoi, după ce proiectul acesta a fost pus pe pauză către zona editorială, a fost cumva firească și pentru mine a fost important să, și este important să văd scrisul din toate unghiurile lui. Îți spuneam că am lucrat în presă vreme de 15 ani și am privit scrisul din interiorul unei redacții de ziar. Am privit scrisul din punctul de vedere al unui autor în zona de amatori, să spunem, care publica doar în reviste pentru concursuri și așa mai departe. Am privit scrisul din punctul de vedere al unui autor care scria la modul profesionist, care era plătit efectiv pentru asta și trăia din asta. Full-time writer. Da, am privit scrisul din punctul de vedere a unui autor de proză, din punctul de vedere a unui autor de benzi desenate, din punctul de vedere a unui scenarist de film, fiindcă am vândut două scenarii de film până acum, din punctul de vedere al unui scenarist de jocuri video și acum din punctul de vedere al unui editor la una dintre cele mai importante edituri din România. Cumva, cred că încă n-am terminat drumul ăsta și că încă sunt la început și că încă învăț, oricât de ciudat ar părea, pentru că scrisul e oricum o aventură în care înveți în continuu. Așadar, nu e chiar ca în filme, nu e chiar ca pe YouTube. Dacă îți dorești, se și întâmplă. Foarte multă lume se uită la pseudo-documentarul La Secretul și crede că dacă vă-și dorește ceva foarte, foarte mult, sigur se va și întâmpla. Ei bine, nu e așa aparent. Mariana confirmă, o știu și eu din activitățile mele, dar voiam aparent să știu și dacă se întâmplă, dacă e la fel și în munca asta creativă, în care lumea crede de foarte multe ori că tot ce-ți trebuie o idee bună și pe aia vei fi ok, că nu contează să mai ai idei bune după aceea, că nu contează ce faci după aia. Nu e caz. De fapt, contează foarte mult, contează mult mai mult,
ce faci după aceea, nu la prima apariție. Ce mi-a povestit Marian acum este practic aceeași poveste pe care o știu și eu pentru toți copiii și toți tinerii cântăreți care au participat la concursurile de voice talent din România și care ajungeau la mine la bar, la Tunes, care pe parcursul concursului erau poate mici vedete chiar. Lumea știa, îi urmărea pe Instagram și ei credeau că ok, am pătruns, e gata, sunt pe drum, ar vedea. De fapt nu, nu a fost cazul. De fiecare dată se stingea becul, lumina aia puternică pe care și-o doreau ei se stingea în câteva luni. În continuare mai discut și cu oameni care acum participă diferite de emisiuni, de la ProTV, de la Canal D, de la mai știu ce. Și la fel și ei, se întorc de acolo și sunt extraordinar de entuziasmați și lumea îi sună și apoi se stinge. Munca asta creativă pare să fie la fel ca orice altă muncă. E nevoie de mult exercițiu, multă răbdare, multă dedicare, multă atenție, concentrare și determinare pe termen lung. Iar asta e interesant. Dar rămânem cu întrebarea. Se poate trăi din asta? Asta îmi doresc și la un moment dat, într-un fel sau altul, se va întâmpla. Adică, cred că, apropo de gândirea asta aproape mistică asupra literaturii, da, cred că ținta finală asta va fi. Din fiecare experiență am învățat câte ceva și, în fond, lucrurile se vor închide acolo când mă voi întoarce tot timpul la scris. Și va veni momentul ăla. Însă, pariul, cred că, sau meciul ăsta al unui autor român în general cu scrisul nu se poate încheia în România. Pentru că România este o piață mică, dacă tot vorbim și de piețe și de industrie. Un tiraj, un autor care vinde 2000 de exemplare în România este un autor care vinde bine. Dar 2000 de exemplare pe piața internațională este o picătură de nu știu ce într-un ocean. Este foarte puțin și eu nu mă mulțumesc cu gândul, da, o să scriu pentru cititorii de peste 256 de ani. Nu, vreau să scriu pentru cititorii mei de azi. Nu vreau să îmbătrânesc în manuale de literatură când noi mai fi. Mă interesează să am o conexiune directă cu cititorii mei și scriu pentru cititorii de azi, pentru cei care se nasc acum sau care trăiesc acum. Și cred că, apropo de planuri și de felul în care văd lucrurile că se vor schimba în viitor, speranța mea, pariul meu, ține și de o bătălie internațională și de posibilitatea de a intra pe piețele mari literare. Pentru asta trebuie, evident, timp să scriu și o să mi-l fac și o să scriu și o să văd cum o să abordez bătălia asta pentru afară. Nu e simplu. Am fost luna trecută la unul dintre cele mai mari târguri de carte din lume. Este vorba de târgul de la Londra, unde nu participă ca la târgurile de carte din România cititorii pur și simplu. Este un târg dedicat industriei unde participă editorii și agenții scriitorilor. B2B. Da. Este o mare fabrică de vise. O industrie în care un autor ca mine venit dintr-o țară din estul Europei se simte mic și neînsemnat. Asta este senzația, pentru că acolo întâlnirile au așa loc față în față cu câte doi agenți și doi reprezentanți ai editorilor și agenții au niște cataloge cu sute de titluri și reprezintă autori din, în general din piața anglosaxonă, dar nu numai, vin agenți și pentru autori din alte țări. Vorbim astfel de zeci de mii de întâlniri în fiecare zi, de sute de mii de autori, de tiraje colosale, acolo se conturează în fond felul în care o să arate industria de carte în următorii 2-3 ani în lume. Ori tu ca autor din România te simți efectiv un grăunte de nisip în această poveste. Dar e bine să înțelegi perspectiva, pentru că și poate că sar de la una la alta, dar cred că una dintre marile probleme ale artiștilor români, spre exemplu, este, nu e cazul tuturor artiștilor, dar e problema orgoliului. Ni se pare mica noastră baltă că suntem geniali și gigantici, de fapt suntem foarte mici cu toți. Pentru mine e important să înțeleg la modul cel mai obiectiv poziția în care mă aflu. Sunt foarte mic, de fapt. Și de fapt ce ne mână în luptă? Ce îmi doresc cel mai mult? Eu cred că un autor este un fel de
programator care construiește virus. Virusii sunt poveștile noastre. Ce ne dorim de la virusii noștri pe care îi creăm, de la virusurile noastre, este să infecteze cât mai multe minți, să ajungă poveștile noastre în cât mai multe capete. Dacă rămânem într-o baltă foarte mică și ne credem geniali aici, eșuăm ca programatori și virusurile noastre de asemenea eșuează. Scopul meu, ca tată al poveștilor mele, este să le dau poveștilor mele șansa să ajungă în cât mai multe capete. Și sunt foarte preocupat de asta, că te poți întreba, dar ce te interesează? Treaba ta este să scrii. Păi da, nu, dar treaba mea este și asta, să înțeleg cum ajung poveștile și să am grijă de ele să ajungă în cât mai multe minți. Și vreau să înțeleg cum funcționează industria asta, vreau să știu exact cum funcționează industria asta, ca să ajung cu poveștile mele în cât mai multe capete. De asta zic că uneori întâmplătoare momentele din viața mea construiesc de fapt acest drum. Noi ne întâlnim acum la probabil începutul drumului sau la mijlocul lui, mai am mult până să ajung acolo unde îmi doresc. Sunt încă un debutant într-un fel, știi? Și asta ca să mă întorc un pic la povestea asta cu debutul și eu cred că mulți dintre autorii români încarcă debutul cu foarte multe lucruri. Se așteaptă de la prima carte, de la prima povestire publicată, să, după ce fac treaba asta, se mute munții din loc. Toată lumea să-i aștepte cu covorul roșu, să-i aplaude și domnule, ai schimbat lumea, mai e. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Este și multe frustrări, multe dezamăgiri, multe complexe de superioritate și de inferioritate deopotrivă se nasc din aceste debuturi care sunt de fapt semi-eșecuri și dacă le percepi așa, ai o problemă. Eu cred că debutul, prima carte sau prima povestire publicată este abia primul pas dintr-un lung drum pe care îl fac, în fond, poveștile tale, nu tu. Tu ești un partener al poveștilor tale la începutul acestui drum și încerci să le ajut, să le sprijin să ajung cât mai departe posibil. Așadar, se poate. Dar e greu. Nu e ușor, dar poți să o faci. Cândva, dacă insiști, ajungi. Dar ce face noul venit? Ce face cel care vrea să înceapă mâine, dar nu are nicio resursă? Pe vremuri era poate cenaclul ăla, trimitea reviste, publicații, mai era nu știu ce. Acum, ce faci? Eu cred că orice tânăr trebuie să ferească, așa percep eu lucrurile, de edituile mici, de vanity press, adică editurile care îți iau bani ca să îți publici cărțile, și de self-publishing. Pentru că pentru a-ți face loc în industria asta, cum spuneam mai devreme, trebuie să faci cât mai multe pentru poveștile tale. Iar primul pas pe care trebuie să înțelegi că trebuie să-l faci este să convingi măcar un om să creadă în poveștile tale. Iar acel om care și să creadă atât de mult în poveștile tale încât să investească în ele. Iar acel om este un editor. Un editor care investește, de fapt, în cartea ta, care își pune banii la bătaie, parind pe cartea ta și sperând să obțină un profit sau măcar să-și achite cheltuielile. Dacă nu ai convins măcar un om să facă lucrul ăsta, atunci nu poți spera să convingi sute, mii, milioane de oameni. Cred că e foarte important să, pentru poveștile tale, ca debutant, să lucrezi cu una dintre edituriile care ți oferă, în fond, cel mai mare acces la public. Eu nu zic că nu se poate sau că nu sunt cazuri. Sunt, firește, foarte multe cazuri de oameni, mai ales afară, nu în România. În România nu am auzit de un astfel de caz. De oameni care să fie publicat în sistem self-publishing sau vanity press sau whatever și care să fie avut succes ulterior. Și apoi cartea, drepturile de publicare ale cărții respective să fie fost cumpărate de o mare editură, să apară filme și așa mai departe. Există exemple de genul ăsta, unele dintre ele au fost apoi publicate și în România. Însă probabilitatea să ai un astfel de succes este foarte mică în momentul de față și recomandarea mea sau felul în care văd eu lucrurile este tot varianta clasică. So. Și vezi o schimbare în viitorul apropiat și mediu?
a industriei? Vis-a-vis de schimbarea asta din lume, ce se întâmplă și ora actuală în lume și la nivel tehnologic. Adică smartphone, toate astea. Am vorbit un pic mai devreme despre ce înseamnă fenomenul audiobook-urilor și da, există acum un segment întreg în industria de carte și, cum îți spuneam, eu am lucrat într-o echipă care a dezvoltat una dintre platformele de audio de audiobook-uri din România. Asta este o variantă, este o direcție. O alta, cea a e-book-urilor, care în România nu a avut succesul pe care pentru o scurtă perioadă l-a avut afară. Industria de e-book-uri, de cărți în format electronic pentru device-uri, este foarte mică în România. Se vând foarte puține e-book-uri. Nu știu dacă de vină este pirateria aici, nu știu dacă încă iubitorii de carte sunt atașați mai mult de cartea în format tradițional, pe hârtie și de obiectul în sine, vrei să o pui într-o bibliotecă, să ai o colecție întreagă și așa mai departe. Dar indiferent de felul în care se va schimba industria, indiferent de calea pe care o va apuca, dacă vor fi mai multe e-book-uri decât cărți în format tipărit, dacă va dispărea hârtia cu totul, prin absurd să spunem asta, ce pot să spun cu siguranță este că întotdeauna va fi nevoie de un povestitor. Întotdeauna va fi nevoie de cineva care să știe să spună o poveste, care să găsească cea mai bună variantă să-ți spună o poveste. Iar asta se întâmplă din cele mai vechi timpuri și se va întâmpla mereu. Mereu va fi nevoie de un povestitor. Sper că v-a plăcut călătoria asta în mintea autorului, în mintea unui autor. Sper că o să fie de folos vouă, cum mi-a fost mie. Sper să vă întărâte în a căuta, în a vă dori să scrieți, să creați. Spunea Marian la un moment dat că Mario Vargas Llosa avea un capitol numit Parabola Teniei, în care compara nevoia de a scrie cu tenia. Tenia care forțează organismul gazdă să mănânce ce vrea ea. La fel și scrisul, te forțează să scrii. Doar că uneori nu poți și ați înțeles și voi chestia asta, că nu tot timpul ceea ce îți dorești este și cea mai bună metodă de a face lucrurile. Și atunci ce faci? Scrii sau nu scrii? Așa cum și Marian a spus-o, la un moment dat poți să pui o pauză pentru o bucată de timp. Că timp nu lași să moară setea aia sau tenia aia, totul va fi ok. La un moment dat vei reîncepe. Cam asta e. Cam asta e important. Să vrei să scrii atât de mult încât să nu conteze dacă te citesc 1000, 200 sau 5 oameni. În același timp, faima, necesarul, mitosul ăsta pe care lumea îl promite, ești mare autor, vei fi o vedetă, nu cred că e cea mai bună cale. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în călătoria asta, pe parcursul ăsta. Sper că v-a plăcut, sper că a fost interesant și pentru voi. Și până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez viziunea plăcută, numai de bine, baftă!